înainte vreme, înainte de existența histeroscopului, care este un endoscop care poartă numele uterului, că de asta și denumirea histeroscop. Înainte vreme... Și acum artroscop? E pentru articulații și așa mai departe. E bine, bunăoară acum 40-50 de ani, pentru o malformație uterină care durează cu histeroscopul, știu eu, 25-30 de minute și omul pleacă acasă după o oră jumate, se făcea o incizie pe burtă, se tăia uterul, se făcea plastia uterină, se cosea, se mai știu eu ce făceau pe acolo și spitalizarea era de 7 zile. Pierderea de sânge era semnificativă, cu recuperare greoaie, pentru că uterul e un organ foarte bine vascularizat. Și este o problemă în ziua de criza de sânge? Absolut. Deci, exact. Atenuat deloc, din potrivă. Da. Diferența este de la cer la pământ între cele două intervenții și diferența de timp este de 30 de ani. Știu eu. Deci, în 30 de ani, lucrurile au fost propulsate pe niște culmi fenomenale. În unele cazuri este nevoie de îndepărtarea uterului. Poate fi realizată cu o intervenție minim-invazivă? Da, absolut. De cele mai multe ori așa se face și așa ar trebui să se facă. Îndepărtarea uterului, sigur că nu e o veste fenomenală pentru pacientă, dar în cazurile acestea eu le sfătuiesc să vadă operația nu ca pe o problemă. Problema în sine nu este operația, este o rezolvare a problemei în sine, care este de fapt patologia uterină. Operațiile de extirpare ale uterului, care sigur poartă numele generic de histerectomii, trebuie făcute cu predilecție pe cale minim-invazivă, pentru că se poate, da? Foarte și ușor. Sau în multe cazuri este posibilă vindecarea, se rezolvă. Absolut. Se tratează și se ține, este ținut sub control cancerul sau chiar... Absolut. Putem vorbi după 5 ani de vindecare. Așa, în termeni populari. Da, da, da. E firesc să vorbim așa, pentru că e un termen standardizat de acum și noi sperăm să ne întâlnim cu pacientele operate de cancer genital, nu știu, peste 20 de ani. Întâlnirea de 20 de ani. Da. Este, acum se discută mai deschis, să spunem, și acest gen de intervenții permit menținerea funcției sexuale. Nu mai vorbim de ce. Chiar și în cazurile extrem de severe. De exemplu, în operațiile de exereză largă, de extirpări largi de organe în cancerul avansat local, chiar unii ar spune depășit chirurgical, dar nu este. Se fac operații de o mare amploare, în care se extirpă foarte multe organe din pelvis și am un prieten chirurg care este vestit pentru astfel de intervenții, care sunt disperate și în care, după ce se extirpă în totalitate, inclusiv vaginul, reconstruiește un vagin nou. A fost nou. La noi la da, e un om absolut senzațional și reconstruiește vaginul din nou. Și atunci, evident că lupta nu este numai pentru viața omului. Desigur că este extrem de important, e crucială viața omului, dar lupta este ca viața omului să fie, a femeii și a bărbatului, trebuie să fie și de bună calitate. Și atunci trebuie să facem tot ce trebuie pentru asta. O calitate a vieții este extrem de importantă, nu numai pentru femeia care se operează de o boală necruțătoare, dar și pentru partenerul ei. Da, multe familii se destrămau după astfel de încercare. Da. Nu rezistau. Am văzut cu mare părere de rău și nu numai după un timp îndelungat de, sigur, frustrări, durere, emoții și așa mai departe, dar și în foarte scurt timp.